Bună ziua, stimați membri a Comisiei de Doctorat, stimați colegi, stimați invitați, părinți și toți acei care astăzi am venit să susținem doctorantul Michic Alexandru cu finalizarea temei de doctorat, tratamentul afecțiunii sinusului maxilar în pregătirea preimplantară. Ca conducător științific, Sârbu Dumitru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, catedra de chirurgie oromaxilofacială și implantologie orală, Arsenie Guțan. Programul de doctorat 32301, stomatologie, prin decizia Consiliului Științific al Consorțiului din 05.12.2023, privind formarea Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Președintele Comisiei, Chelie Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar, Catedra de Chirurgie Oromaxilofacială și Implantologie Orală, Arsenie Guțan, Sârbu Dumitru, ca membru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de Chirurgie Oromaxilofacială, Arsenie Guțan, conducător științific, și referenți oficiali, Maniuc Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de Otorinolaringologie, Agop Forna Dorina, doctor în științe medicale, la moment deja profesor universitar, aici e conferențiar, dar deja e profesor, ceea ce o felicităm, Departamentul Medicină Dentară, Implantologie, Proteză Amovibilă, Tehnologia Protezilor Dentare, Universitatea de Medicină și Farmacie, Grete de Popa Iași, România, și Zabolotnoi Dumitru, doctor în științe medicale, deci medic practician, Republica Moldova. Acum urmează să confirmăm prezența dosarului pretendentului și a tuturor actelor din mapa care din mapă. Deci rog domnul conferențiar Iuris Pinei să dea citire. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului de doctorat, stimată audiență, pot să vă comunic că în dosarul respectiv a fost prezentate la timp în termen, conform tuturor normativelor, dispoziția Consiliului Științific a Consorțiului de formare a Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat din 25 mai 2023, procesul verbal numărul 5. Desigur că sunt teza și rezumatele în limba română și engleză, tipărite, semnate, deci lista lucrărilor științifice la tema tezii, corespunzător vizată în modul stabilit de secretarul științific al Senatului, doamna doctor în filosofie Didina Nistreanu. De asemenea, extrasul din procesul verbal al ședinței de evaluare a tezii în seminarul științific de profil, copia avizului la teză a conducătorului de doctorat, a conducătorului prin cotul tutelă și a membrilor Comisiei de Îndrumare. De asemenea, este prezentă nota explicativă la nota informativă a Consiliului Științific al Consorțiului Școlii Doctorale privind recomandările și obiecțiile. Desigur că fiind toate îndeplinite și argumentate. La fel, nota informativă cu privire la respectarea integrității academice, rezultatul fiind coeficient de similitudine 1:3.85% și așa mai departe, ceea ce ne indică că nu au fost depistate elemente constitutive de plagiat
preluare sau copiere. De asemenea, este prezentă fișa academică privind acumularea creditelor de studii. Deci, teza și rezumatele în ambele limbi au fost plasate în termen în repozitoriul Bibliotecii Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, cât și au fost plasate pe site-ul Consiliului Național de Acreditare și Atestare. Desigur că după cele expuse putem să-i permitem domnului absolvent să purceadă la prezentarea tezei. Da. Poftim, domnul doctorant. Deci expunerea maximum 30 de minute. Deci vă dorim succes. Mulțumesc. Mult stimat domnul președintele comisiei, mult stimate membri al comisiei de doctorat, mult onorată asistență, dragi colegi. În intenția dumneavoastră este prezentarea tezei de doctorat intitulată Tratamentul afecțiunilor sinusului maxilar în pregătire preimplantară, efectuată în cadrul Catedrei de Chirurgie Oromaxilofacială și Implantologie Orală Arsenie Guțan, sub conducerea domnului conferențiar, doctor în științe medicale, Sârbu Dumitru. Scurt despre autor. M-am născut în satul Bălcăuț, raionul Briceni. În 2005 am intrat la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, Facultatea Stomatologie. În 2010 am absolvit universitatea și am efectuat studii postuniversitare prin rezidențiat la specialitatea stomatologie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Din 2015 până 2019 am fost student-doctorant în cadrul Școlii Doctorale a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Activitatea profesională. Din 2010 până 2021 am activat în calitate de asistent universitar la Catedra de Chirurgie Oromaxilofacială și Implantologie Orală Arsenie Guțan. Din 2010 până 2022 am activat în calitate de chirurg oromaxilofacială de urgență în cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Activitatea științifică. Sunt autor și coautor la 20 de articole științifice, 12 din care sunt la tema disertației, 2 articole au fost publicate în reviste cu impact factor. Am participat la 14 foruri naționale și internaționale, sunt autor și coautor la 4 invenții și 6 inovații. După extracție dinților, are loc atrofie progresivă a procesului alveolar și deseori specialiștii în domeniu se confruntă cu deficitul suportului osos. În zonele laterale ale maxilarului superior, atrofie are loc atât din partea coronară, paralel se petrece și pneumatizarea sinusului maxilar, cu rezorpție crestei alveolare în partea apicală. Faptul dat creează dificultăți la inserarea implantelor dentare endosoase și reabilitării protetice ulterioare. Cea mai des utilizată metodă de augmentare osoasă în zonele laterale ale maxilarului superior este intervenția de sinus lifting, care și-a dovedit eficiența sa înaltă și predictibilitatea în timp. Intervenția de sinus lifting include următoarele etape: incizia și decolarea lambolului mucoperiostal, osteotomie procesului peritului lateral al sinusului maxilar, feralizarea membranei Schneiderienne, decolarea minuțioasă a membranei sinusale de suportul osos, augmentarea spațiului subantral cu material sintetic și în dependență de înălțime crestei alveolare, se aplică implantele imediat sau amânat peste o perioadă de vindicare. Intervenția de sinus lifting se consideră una din cele mai ușoare metode de plastie de os, dar rata de complicații rămâne destul de înaltă și conform datelor unor autori ajunge până la 10-30%. Din cauza că intervenția de sinus lifting duce la inflamație mucoasei sinusale, care în 27% de cazuri evoluează în sinuzită acută. Intervenția de sinus lifting duce la inhibarea clearance-ului mucociliar, micșorează volumul sinusului maxilar. Și uneori are loc penetrarea microflorii orale în sinus datorită perforațiilor accidentale a mucoasei Schneiderienne. Potențialul intrinsec a sinusului maxilar de a restabili homeostază normală după intervenție de sinus lifting se numește compliuanță sinusală,
La pacienți fără diveri anatomice a structurilor endonazale, care au o compleanță înaltă, sinusita de tranziție se va rezolva într-o perioadă scurtă de timp. La pacienți cu compleanță joasă, riscul de complicații este sporit. Noi toți, ca medici stomatologi, foarte bine cunoaștem contraindicații așa numite stomatologice pentru sinus lifting, care putem găsi în orice caz, în orice manual de chirurgie orală. Dar mai sunt și contraindicații așa numite rinologice, care noi mai puțin cunoaștem. Contraindicațiile date se împart în irreversibile și reversibile. În cazul contraindicațiilor irreversibile, sinus lifting este contraindicat și este nevoie de folosit alte metode de implantare sau protezare alternative. În cazul contraindicațiilor reversibile, după corectarea unor stări patologice, sinus lifting poate fi efectuat. Și teza actuală este bazată pe studiul de tratamentul pregătirii chirurgicale a contraindicațiilor reversibile. Scopul C4 este evaluarea metodei optimale de tratament a afecțiunilor sinusului maxilar în pregătire preimplantare și elaborarea recomandărilor către inserarea implantelor dentare endoosoase cu interesarea sinusului operat. Obiectivele cercetării. Elaborarea metodologiei de examinare clinică și paraclinică a pacienților cu indicații către operație de sinus lifting. Studiul avantajelor și dezavantajelor tehnicilor chirurgicale existente pentru pregătire preimplantare a pacienților cu afecțiuni ale sinusului maxilar. Aprecierea rolului complexului osteometal în planificarea tratamentului chirurgical la pacienți cu patologie sinusului maxilar. Aprecierea rolului divierilor anatomice endonazale în tratamentul sinuzitelor și în planificarea sinus-liftingului la pacienți cu patologie sinusului maxilar. Elaborarea metodei de asanare sinusului maxilar în combinație cu sinus-lifting într-o etapă chirurgicală prin acces endobucal. Pentru a realiza scopul și obiectivele cercetării, s-a planificat studiul clinic controlat cu selectarea randomizată a pacienților. Criterii de includere au fost pacient identat în sectorul lateral la maxilarul superior cu prezența patologiei sinusului maxilar, care necesită reabilitarea implantoprotetică cu interesarea sinusului maxilar. Criterii de excludere au alcătuit toate stări patologice la care sunt contraindicații absolute către intervenție de sinus lifting. Noi am inclus în eșantionul general 128 de pacienți cu patologie sinusului maxilar candidați pentru sinus lifting. Și am împărțit eșantionul general în două loturi. În lotul de studiu au intrat 65 de pacienți la care s-a efectuat tratament chirurgical utilizând principiile chirurgiei funcționale endoscopice. În lotul de referință au fost inclus 63 de pacienți la care s-a efectuat tratamentul chirurgical prin acces endobucal. Etapele intervenției pacienților din lotul de studiu. Intervenția s-a efectuat cu anestezie generală sau cu anestezie locală cu sedare intravenoasă. După prelucrarea prealabilă a cateții nazale cu soluții decongestante, s-a efectuat rezecția procesului uncinat, porțiunilor inferioare, medii și superioare. Apoi, cu ajutorul sondii butonate, s-a identificat orificiul natural al sinusului maxilar, care a fost lărgit spre posterior și inferior cu ajutorul cleștelor Blexley până la 5 mm în diametru. Prin antrostomie creată în miatul nazal mediu s-a efectuat inspecția și revizia sinusului maxilar. Au fost înlăturate corp străini, mucoasă îngroșată în volum, polip, care îngreunează drenarea eficientă a sinusului maxilar. Apoi s-a efectuat lavaj abundent a sinusului maxilar. Intervenția se finisează cu tamponamentul nazal anterior, care se păstrează 2 zile postoperator. La pacienții lotului de control, intervenția s-a efectuat cu anestezie locală sau cu o locală cu sedare intravenoasă. După incizia și declarea lambolului mecoperiostal, cu ajutorul frezei sferice, s-a efectuat osteotomie peretiului lateral al sinusului maxilar cu diametru care nu mai mare de 10 mm. Prin orificiul creat s-a efectuat inspecția sinusului maxilar și asanarea lui, lavaj abundent și intervenția se finisează cu aplicarea suturilor. La niciun pacient nu am aplicat antrostomie în miatul nazal inferior, care considerăm neeficient. Rezultatele obținute. Pacienții admiși în cercetare curentă au cuprins toate categoriile de vârstă
Cele mai tinere persoane au avut 18 ani, iar vârsta maximă a fost de 71 de ani. Valorile au fost concentrate în jurul mediei de 44 de ani, cu o abatere standard egală cu 11 ani. Jumătate din pacienți au avut între 35 și 52 de ani, mediană fiind egală cu medie de 44 de ani. Pacienții lotul tratat prin abort endoscopic au avut în medie 45 de ani, iar ceilalți 40 de ani, deviația standard fiind egală cu 11 ani în ambele cazuri. Diferența de vârstă pilotului a fost statistic semnificativă. Cercetarea a cuprins persoanele de ambele secții. În ambele loturi împreună s-au înregistrat 54 de bărbați, ceea ce constituie 42% din eșantionul general. Restul, 57%, au fost femei. Cum se poate observa, structura lotului tratat endoscopic a cuprins 43% de bărbați și 56% de femei. Lotul pacienților tratați prin acces endoral a fost alcătuit din 41,3% de bărbați și 58% de femei. Ambele loturi de studiu au repartizarea relativ similară pe secție. Test Fisher indică lipsa diferenței statistic semnificative pe secție, faptul confirmat de mai mulți autori. La majoritatea pacienților din studiu s-a stabilit cauza odontogenă a sinuzitei. Nu am confirmat cauza odontogenă numai la pacienți care au avut prezent dinte de cauză, cu schimbări periapicale în vicinitatea apropiată de planșeul sinusal. Toți pacienți cu zona de edentație în regiunea laterală maxilară și prezența afecțiunii sinusului maxilar pe partea respectivă au fost atribuiți cauzei rinogene, doar din cauza faptului că nu era o dovadă radiologică odontogenă. În ambele loturi de studiu au predominat pacienții cu sinuzite de origine bacteriană, urmate de sinuzite fungică. După aceste două parametri, grupele de studiu sunt aproape egale. Diferența evidentă între grupuri s-a depistat în numărul pacienților cu chisturi mucozale a sinusului maxilar. Sinuzita maxilară deseori decurge asimptomatic și este diagnosticată radiologic accidental în timpul altor investigații. În studiul dat, semnele clinice au lipsit la aproximativ o treime din pacienți lotul tratat cu endoscopic și peste jumătate din pacienți din lotul de control. Hoskinson a raportat că 81% de sinuzite maxilare nu au semne clinice de sinuzită. Din anomaliile anatomice endonazale au fost notate următoarele: deviație de sept, hipertrofie cornetului inferior, anomalie ale cornetului mediu, hipertrofie bulii etmoidale, anomalie procesului uncinat. Diferențele de distribuire a valorilor înregistrate nu au manifestat vreo semnificație statistică, iar loturile din cercetare curente nu au fost diferite după criteriul prezenței și numărul anomaliilor sinusului maxilar. Mulți autori, la fel, nu au stabilit vreo corelație statistic semnificative dintre deviațiile anatomice și patologia sinusală. Ambele loturi au fost comparate după următoarele criterii. Eficacitatea tratamentului a fost apreciată conform scorului Lang-Kennedy și grosimii mucoasei șneideriene pre- și postoperator, restabilirea permeabilității complexului osteometal, timpul operator, durere postoperatorie, perioada de vindicare și prezența sau lipsa defectului postoperator. Indicatorul principal al succesului tratamentului sinuzitei în studiul nostru a fost scorul Lang-Kennedy modificat, care a fost comparat între loturi la etapele pre- și postoperatorii, din care 0 indică pneumatizare totală a sinusului maxilar, 1 îngroșarea mucoasei sinuzale până la 5 mm, 2 îngroșarea mucoasei sinusale până la o treime din volumul a sinusului maxilar, 3. Îngroșarea mucoasei sinusale până la 2/3 a volumului total a sinusului maxilar și 4. Lipsa pneumatizării sinusului maxilar. La pacienți din lotul endoscopic s-au înregistrat valori între 0 și 4 puncte ale scorului Lang-Kennedy. Scorul maxim de 4 puncte a avut frecvența absolută și relativă cea mai mare la majoritatea pacienților din lotul endoscopic, 67,7% evaluați preoperator, iar cei din lotul endoral, scoruri de la 1 până la 4 puncte. Majoritatea persoanelor au avut și în acest caz o frecvență relativă de grup maximum de 42%. Distribuția valorilor observate la persoane din studiu s-a schimbat aproape simetric la etapa postoperatorie. Astfel, în lotul endoscopic, punctajul înregistrat a variat de la 0 până la 4 puncte ale scării Lang-Kennedy, în afară de 3 puncte, în timp ce în lotul opus s-au observat scoruri cuprinse între 0 și 2 puncte, ceea ce a demonstrat că ambele metode de tratament sunt eficiente.
Pentru evaluarea grosimii mucoasei sinusale în studiu s-a utilizat tomografie computerizată cu fasciculul conic în proiecție coronară. Măsurătorile au fost efectuate de la punctul cel mai inferior al recesului alveolar până la punctul cel mai prominent al mucoasei edemațiate. Această evaluare este esențială pentru stabilirea unui plan de tratament adecvat și pentru monitorizarea procesului de vindicare și recuperare postoperatorie. În perioada preoperatorie, valorile grosimii membranei Schneider în cele două loturi s-au comparat utilizând testul T-Student bicaudal nepereche. La etapa preoperatorie s-a constatat că grosimea membranei Schneider a fost semnificativ mai mare în lotul endoscopic în comparație cu cel endooral. Comparând rezultatele postoperatorii, s-a observat că grosimea membranei Schneider a fost similară între loturile endoscopic și endooral. Această constatare sugerează că ambele metode de tratament au dus la o ameliorare semnificativă a stării mucoasei sinusale, indiferent de modul de abort chirurgical. Pentru a evalua permeabilitatea complexului osteomental, am folosit tomografie computerizată cu fasciculul conic în proiecție coronară, deoarece această tehnică permite vizualizarea tuturor structurilor anatomice componente ale complexului osteomental. S-a observat că lotul pacienților care s-a accesat sinusul maxilar prin endoscopie a fost constituit din 73% din subiecți la care au avut complexul osteomental impermeabil la etapa preoperatorie, iar alții 26% din pacienți au avut permeabilitate păstrată. Lotul persoanelor operate prin antrostomie intraorală, spre deosebire de lotul endoscopic, a avut o prevalență crescută a persoanelor la care complexul osteometal a fost permeabil, fiind alcătuit doar din 34% de cazuri din persoane care au avut complexul osteometal blocat. Manopera chirurgicală a restabilit permeabilitatea complexului osteometal în aproape toate cazurile. Astfel, în lotul de pacienți operați cu tehnicile endoscopice, am rămas doar o persoană la care complexul osteometal a rămas impermeabil postoperator. Pentru ceilalți pacienți, lotul dat permeabilitatea a fost restabilită. Restabilirea permeabilității osteumului natural în aceste două tehnici chirurgicale au mecanisme diferite. Chirurgia funcțională endoscopică restabilește permeabilitatea complexului osteometal, înlăturând structurile anatomice componente, care presupune rezecția procesului încinat, lărgirea osteumului natural, deschiderea bulei etmoidale, celulelor Haller, rezecția parțială cornetului mediu, creând antrostomie stabilă în miatul mediu. Dar antrostomie dată nu se poate denumi fiziologică, ea este oricum artificială, creată chirurgical, sacrificând structurile anatomice importante. Permeabilitatea osteumului natural în grupul cu acces endoral se restabilește sinistător, fără intervenția adăugătoare la nivelul complexului osteometal, datorită înlăturării factorului cauzal și ca urmare regresării edemului mucoasei sinusale. Accesul endooral asigură restabilirea fiziologică organomenagentă a complexului osteometal și poate fi considerat un avantaj semnificativ față de chirurgie endoscopică. În tratamentul patologiei sinusului maxilar în pregătire preimplantare ulterior este foarte important de păstrat integritatea peretiului lateral a sinusului maxilar, dar nu totdeauna este posibil. Defectul postoperator al peretiului lateral s-a întâlnit în ambele loturi operate prin tehnici diferite. La începutul studiului, la noi, la toți pacienți operați prin acces endooral, postoperator a fost defect al peretiului lateral a sinusului maxilar. După ce noi am observat că ambele metode sunt egal eficiente, noi am pus scopul să elaborăm o metodă care o să ne permită să păstrăm integritatea peretiului lateral la pacienți cu acces endobucal. Am obținut certificat de inovator. Intervenția include următoarele etape. După incizie și declarare la embolul mucoperiostal trapezoidal, se efectuează osteotomie peretiului lateral al sinusului maxilar cu ajutorul dispozitivului piezoelectric. Cu ajutorul frezei Lendemann se efectuează 4 orificii, 2 în procesul osteotomiat și 2 lateral de fragmentul osteotomiat. Fragmentul osteotomiat se înlătură din plaga operatorii și se păstrează în soluție fiziologică. Prin antrostomie dată creată se efectuează inspecție și asanare sinusului maxilar. Apoi fragmentul osteotomiat se fixează în poziția lui anatomică și se fixează cu fir rezorbabil. Metoda dată a permis să nu mai avem defecte procesului peretiului lateral a sinusului maxilar la pacienți cu abort endooral. Lotul endoscopic, datorită accesului semnificativ mai atraumatic, a cuprins valori de durata
durerii postoperatorii care variat între 0 și 3 zile, valoarea medie fiind de 0,26 de zile. Adică aproape niciun pacient nu a avut nevoie de tratament antialgic în perioada postoperatorie. Lotul operat prin acest endo-oral a avut în mod evident o durere postoperatorie, care a persistat pe parcursul mai multor zile, ajungând până la o săptămână, cel mai rapid dispărând la prima zi după intervenție. În medie, durerea a dispărut la pacienții acestui lot în ziua a patra, media de persistență durerii fiind 3,56 de zile. Durata intervenției. Durata medie a intervenției cu abort endoscopic a constituit 60 de minute, durata medie cu acces endo-oral a constituit 40 de minute. Perioada de vindicare completă care ar permite trecerea la etapa următoare a implantării dentare a variat pentru pacienții lotul endoscopic de la 2 până la 9 luni, cu medie egală cu 3 luni de zile. Lotul pacienților cu antrostomie intraorală a fost alcătuit din subiect care s-au vindicat complet într-o perioadă de la 2 până la 7 luni, media lotului fiind de 4 luni. Unul dintre avantajele majore a abordului endoscopic este posibilitatea combinării asanării sinusului maxilar cu sinus lifting într-o singură intervenție chirurgicală. La momentul actual sunt două publicații care au studiat efectuarea asanării endoscopice a sinusului maxilar cu sinus lifting simultan. Cia Pasco a efectuat 12 asemenea intervenții, dar nu a inclus pacienți cu sinusite bacteriane în studiu. Și Sara Abuganem a raportat 15 intervenții în care au fost inclus și pacienți cu patologie bacteriană a sinusului maxilar. Ambii autori au raportat rata de succes înaltă. Noi am efectuat 16 asemenea intervenții. Deci într-o intervenție chirurgicală s-a efectuat și asanarea sinusului maxilar prin miatul nazal mediu și sinus lifting. Și raportăm rata de succes de 100%. Niciun pacient nu a avut complicații postoperatorii. Și noi am pus scopul să elaborăm o metodă care o să ne permite să combinăm acces endobucal de asanare sinusului maxilar cu sinus lifting concomitent. Și am obținut certificat de inovator. În ce constă metoda DATE? După incizie și declarare la embolumul mucoperiostal, se efectuează ostomie perioterolaterală a sinusului maxilar tipică pentru sinus lifting, fără lizarea mucoasei sinusale. Mucoasa sinusală se decolează de la suportul osos. Apoi, un pic mai sus, se efectuează o zonă de osteotomie de dimensiuni mai mari, prin care se efectuează asanarea sinusului maxilar. După lavaj abundent și inspecție sinusului maxilar când nu a rămas stări patologice, se efectuează augmentarea spațiului subantral cu inserarea implantelor dentare endoosoase. Noi am efectuat 12 asemenea intervenții și rata de succes este la fel ca și cu abort endoscopic. Concluzii. Metoda proprie elaborată de examinare radiologică pe bază de tomografie compoziție cu fasciculul conic, a compliației sinusale pas cu pas, în combinație cu rinoscopie diagnostică endoscopică asistată, a dovedit eficiența sa în diagnostificarea sinusitilor asimptomatice, 35% de pacient în lotul de studiu și 55,6% de pacient din lotul de control, în evaluarea stării funcționale sinusului paranazale, cavității nazale, structurilor anatomice endonazale, evaluarea indicațiilor și contraindicațiilor rinologice, diagnostificarea sinusitilor, stabilirea planului de tratament adecvat și profilaxia complicațiilor intra- și postoperatorii. Rezultatele obținute demonstrează că ambele metode, endoscopică și endoorală, sunt egal eficiente și pot fi utilizate în practică de rutină, însă abordul endoscopic este mai puțin traumatic, cu perioada mai scurtă de vindicare și absența durerii postoperatorii, cu o rată mai mare de păstrare a integrității perioterului lateral al sinusului maxilar. Conform rezultatelor proprii obținute, complexul osteomental are un rol important în planificarea tratamentului chirurgical, demonstrând că restabilirea permeabilității complexului osteomental are un impact semnificativ asupra eficacității tratamentului și pregătirii pentru sinus lifting. Blocarea complexului osteomiatal în cazul sinusitelor maxilare de obicei este secundară și apare ca urmare a creșterii edemului membranei sinusale. Ambele metode de tratament facilitează restabilirea permeabilității complexului natural în egală măsură, ceea ce îmbunătățește ventilarea sinusului maxilar și facilitează procesul de vindicare.
Diverile anatomice ale structurilor endonazale au fost identificate ca factor important în tratamentul sinuzitelor și în planificarea reabilitării implantoprotetice. Cu toate acestea, nu sunt considerate factori determinanți. Nu s-a stabilit vreo corelație statistic semnificativă dintre diverile anatomice și patologie sinusală. Respectiv, corectarea acestora este necesară numai în cazul când blochează accesul endoscopic sau aerarea și drenarea sinusurilor. La fel, prezența anomaliilor endonazale poate fi ignorată în planificarea intervenției de sinus lifting dacă aerarea și drenarea sinusală nu este afectată și grosimea mucoasei este în limitele accesibile. Metoda proprie elaborată de asanare sinusul maxilar cu sinus lifting într-o etapă chirurgicală prin acces endobucal a dovedit eficiența sa înaltă, rata de succes a constituit 100% și este la fel de eficient ca sinus lifting amânat după asanare sinusală sau asanare endoscopică asistată în combinație cu sinus lifting într-o etapă chirurgicală și poate fi aplicată pe termen larg în practică de rutină. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu se bate din palme, deci nu suntem la cumătrie. Mă scuzați? Da. Deci din palme o să batem la urmă, la sfârșit, la sfârșit. Până atunci nu. Noi tot vă mulțumim pentru raportul care dumneavoastră l-ați prezentat și acum, conform regulamentului actual, o să avem o sesiune de întrebări. Poftim toți cei care sunt prezenți în sală, care au intrat în esența temei actuale sau li s-a apărut unele dubii, unele întrebări, poftim, puteți să le dați și domnul doctorant, postdoctorant, ne răspunde la întrebările date. Poftim! Dacă nu sunt întrebări, înseamnă că tema nu este actuală. Da, poftim. Din câte am înțeles, la pacienții care au fost operați endoscopic, ați spus că nu s-a efectuat un orificiu suplimentar de drenare la nivel miatul nazal inferior, deoarece considerați că este inefectiv. Ce a stat la bază acestei concluzii că este neefectiv? Adică credeți sau v-ați bazat pe anumite date din literatură de specialitate? Mersi. Mulțumesc de întrebare. Sunt foarte multe date referitor la funcționarea cililor intrasinusale. Cilile acestea evacuează toate stări patologice din sinusul maxilar numai spre orificiul natural al sinusului maxilar, care se află în miatul nazal mediu. Și când noi creăm orificiul artificial în miatul nazal inferior, asta numai îngreunează la evacuarea stării patologice din sinusul maxilar. Clar. Sunteți satisfăcut? Da. Și mai am încă o întrebare. Ați spus că aveți și brevete de invenție, da? Dar în raport am văzut certificate de inovator, adică brevetele au cu mult mai mare impact, adică științific și pe ce au fost efectuate brevetele de invenție, pe ce s-au obținut? Brevetele de invenție sunt pe sinus lifting cu folosind material sintetic, cu pe bază de colagen și hidroxiapatit, adică fără adăugătare materialului de origine bovină sau animală. Și sunt brevete de invenție pe metode care de ocolire a sinusului maxilar cu stări patologice, adică pe metode de All-on-6, All-on-4. De evitare. Clar, mersi. Deci nu sunt la temă. Au tangența cu sinus lifting, dar... Dar nu sunt la temă. Nu sunt la temă, da. Da. Direct. Mersi. Poftim încă întrebări? Da, poftim. Lăsat această decizie de a efectua sinus lifting-ul amânat sau nu, continuă
Mulțumesc de întrebare. La început studiului, noi ne-am străduit dacă vedem conținut cu de origine bacteriană, conținut de origine inflamatorie, să evităm efectuarea sinus lifting-ului într aceeași etapă chirurgicală. Dar spre sfârșitul studiului am înțeles că dacă noi lărgim larg orificiu natural, facem antrostomie în metalizat mediu, antrostomie aceasta ne iartă multe stări patologice ale sinusului maxilar și restabilirea sinusului maxilar din punct de vedere sinuzitii și augmentarea osasă se petrec împreună și nu afectează una pe alta. Din cauza aceasta ce am propus să efectuăm și asanarea sinusală și sinus lifting într-o singură etapă chirurgicală. Încă întrebări? Spuneți, vă rog, ați atras atenție sau ați atras atenție la forma sinusului și alegerea tehnicii de tratament. În ceea ce eu mă refer la forma sinusului, că avem trapezoidală, avem formă de triunghi, avem diferite forme, am în vedere aplanșăului sinusului și cum ați rezolvat întrebările cu sinusurile multicamerale, fiindcă acolo tot este o deficiență de tratament, eu cred. Pentru asanarea endoscopică este foarte comod când sinus este de dimensiune mare, când este trapezoidal, pentru că noi intrăm din peperetele lui superior și cu cât sinus mai mare, cu tot mai mare vizualizare cu ajutorul opticii noi avem. Când sinus îngust, noi avem avem foarte multe zone oarbe și nu putem vedea tot sinusul maxilar în întregime. În cazul accesului endooral, pentru noi invers, inconvenabil sinus fie cât mai mic, foarte ușor am intrat și tot se vede. Aici cred că și trebuie să fie criterii de includere și excludere a pacienților în grup. Nu mai acum am gândit la asta. Poftim încă întrebări. Întrebare, dacă se poate, legat de etiologie. Ați observat în cadrul studiului vreo corelație dintre anomaliile dentomaxilare și sinuzitele maxilare? Mulțumesc de întrebare. Anomaliile dentomaxilare deseori se asociază cu respirație nazală dificilă și deseori nasul este îngust. Și desigur că așa pacienți prezintă un risc sporit pentru sinuzite și atât maxilară cât și pansinuzitele. Dar obiectivul dat, dar anume studiul acesta nu a intrat în obiectivele cercetării. Poate pe viitor. Vă mulțumesc. Să cuzi întrebare. De răspuns. Da, mulțumesc. Și mai am o întrebare. În studiul dumneavoastră, ați luat în vedere pacienții cu sinusite acute și cronice? Eu cred că mai mult v-ați axat la cele cronice, da? Fiindcă în temă nu este stipulată chestia, da? În studiul au intrat și sinusite atât acute, atât și cronice, dar au predominat pacienți cu sinusite asimptomatică, ce e cronică. Bine, mai avem întrebări? Da. Prin metodă endoscopică ați avut nevoie să reveniți în sinusul maxilar pe motivul neînlăturării completamente a corpului străin? Eu am avut cazuri când la noi la spital de urgență este imposibil de chemat tomografie în sala de operație. Și deseori pacientul se operează prima zi și este posibilitatea de efectuat control tomografic numai a doua zi. Și de câteva ori am fost neplăcut surprins că am rămas corp străin, mai ales în cazul micozii sinusul maxilar. Dar antrostomie dată lărgită în volum, sinus în 3 luni a făcut lucru care poate eu n-am fost atent în timpul intervenției. A permis evacuarea fiziologică. Da. Foarte bine. Ok, mersi.
Bine, eu cred că suficient, dacă nu mai sunt întrebări, da? În conformitate cu regulamentul, este necesar să vă informăm despre toate avizele care au fost obținute la tema dată. Stimate, domnule președinte, stimați membri, stimată audiență, deci, în conformitate cu regulamentul, permiteți-mi să vă dau citire avizelor care au fost obținute pe parcurs la etapele precedente de susținere a acestei teze. Deci, este prezent extrasul procesului verbal la teza de doctor în științe medicale, deci, din cadrul catedrei de chirurgie oromaxilofacială Arsenie Guțan, la tema tratamentul patologiei sinusului maxilar în pregătirea preimplantară și permiteți-mi să vă dau citire concluzie avizului în cadrul acestei unități de cercetare primară, că lucrarea este o cercetare științifică finalizată, originală, elaborată în baza cercetărilor proprii. Și toți prezenții la această ședință au fost de acord cu susținerea publică în ședința Comisiei de Doctorat. Desigur că este ulterior și extrasul din procesul verbal al seminarului științific de profil 323.01 stomatologie de 11 octombrie 2023, numărul 9. Deci, la ordinea de zi, fiind pusă în discuție, examinarea și aprobarea tezei de doctor în științe medicale cu tema tratamentul patologiei sinusului maxilar în pregătirea preimplantară. S-a decis de a aproba teza de doctor în științe medicale, tratamentul patologiei sinusului maxilar în pregătirea preimplantară, programul de doctorat 323.01 stomatologie a domnului Mighic Alexandru, absolvent al școlii doctorale, iar scorul voturilor a fost pro 16. Deci contra 0 s-a obținut de la vot 0. Desigur că au fost numite în cadrul acestei ședințe și comisia de doctorat și referințe oficiale. În calitate de președinte, domnul Chele Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, de asemenea Sârbu Dumitru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, conducătorul științific, în calitate de referință oficial, Maniuc Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, catedră de otolaringologie, Agop Forna Duriana, doctor în științe medicale, profesor universitar, departamentul medicină dentară, implantologie, proteza amobilă, tehnologiile protezilor dentare, de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa Iași, România. Și Zabolotnei Dumitru, doctor în științe medicale. Desigur, au parvenit și avizele membrilor Comisiei de Doctorat. Avizul domnului Chele Nicolae este pozitiv, având calificativul excelent. Avizul domnului Maniuc Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, fiind pozitiv cu calificativul excelent. Avizul domnului Sârbu Dumitru, conferențiar universitar, este pozitiv și calificativul excelent. Avizul doamnei Agop Forna Duriana, profesor universitar, care este pozitiv și calificativul fiind excelent. Avizul domnului Zabolotnei Dumitru, doctor în științe medicale, de asemenea este pozitiv,
având calificativul excelent. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc frumos pentru aprecierea așa de înaltă a tezei date. Mulțumesc frumos. Acum, conform regulamentului, aș vrea să dau cuvântul referenților oficiali să-și expună părerea asupra tezei și atribuirea, după cum deja s-a numit, dar încă o dată, a calificativului. Deci, aș vrea de la început să-i dau cuvântul domnului profesor universitar, Maniuc Mihail, deci catedra de otorinolaringologie, care este cu mult, cu mult mai aproape, sau suntem frați în regiunea dată, care și noi și dumnealor lucrează cu această formațiune anatomică. Poftim, domn profesor. Bună ziua, bună ziua. Mult stimat domnule președinte, mult stimați membri ai comisiei de doctorat, stimați profesori, distinți auditoriu, dragi colegi, sunt foarte bucuros să particip la ședința de astăzi, ședința consacrată acestui frumos eveniment. Când a apărut această idee, sunt și membru al Comisiei de Îndrumare. Când a apărut cu această idee cu mai mulți ani în urmă, apoi când am fost invitat în calitate de referent oficial, sigur am primit această invitație de a participa și la ședința de astăzi și la realizarea studiului. Este o temă aproape sufletului meu. Am muncit ani buni în acest domeniu. Am realizat două teze, una chiar pe anomalie și alta chiar pe chirurgie a sinusurilor paranazale. De aceea am fost foarte bucuros când a apărut această idee și am susținut-o din prima. Este un eveniment important, evenimentul de astăzi. Important în activitate de cercetare a catedrei, a școlii doctorale, a facultății. Important pentru contribuția sa la îmbogățirea tezaurului științific al universității noastre. Este un eveniment frumos în sensul că denotă că iată că se poate în aceste vremuri, deloc ușoare, dar se poate. Și autorul a dovedit acest lucru. Eu vă mulțumesc pentru această posibilitate de a participa și la realizarea studiului și la ședința de astăzi. Și permiteți succint, dar pe capitole, totuși, să dau citire recenziei mele. Așadar, recenzie la teza de doctor în științe medicale, tratamentul afecțiunilor sinusul maxilar în pregătire preimplantară a domnului medic Alexandru. Lucrarea dată, sigur că abordează niște probleme de mare actualitate din domeniul stomatologiei și, în primul rând, problema aceasta de reabilitare a pacienților edentați. Acești pacienți reprezintă un cuantum tot mai mare în afecțiunile maxilodentare și soluționarea acestei situații este centrată pe recuperarea implanto-dentară, care a devenit în timp o metodă de elecție în refacerea acestor bolnavi. Suplinirea osoasă în zonele laterale ale maxilarului superior cel mai des se efectuează prin sinus lifting, care a devenit și un procedeu foarte eficient. Totodată, succesul acestei abordări depinde în mare măsură de starea morfo-funcțională sinusului maxilar. Deci, una din precondițiile sinus liftingului și a implantării dentare ulterioare este aprecierea funcționalității sinusului dat.
În încercare de a rezolva problema afecțiunilor sinusului maxilar s-au întreprins multiple cercetări consacrate diverselor aspecte a acestei patologii. În otolaringologie există o vastă experiență în acest domeniu. Ea a devenit chirurgia funcțională rinologică, a devenit deja standardul de aur în rezolvarea acestor afecțiuni. În chirurgie oromaxilofacială, în contextul particularităților, sigur că a patologiei rinosinuzale, procedeul, parcursul ăsta chirurgical încadrează sigur că multiple, mai multe metodologii, mai multe tehnici, inclusiv cura radicală cold look. Și iată că în unice lucrări și prin abordul endoscopic. Totuși, în pofida succeselor pe care știința le-a cunoscut în acest domeniu, managementul chirurgical al pacienților cu sinuzită maxilară odontogenă a fost și rămâne un subiect controversat. Nu există un consens internațional sau un protocol național privitor la opțiunile de diagnostic și la terapeuticile aferente, iar cercetările științifice rămân în continuare teritorii neexplorate definitiv. Lucrarea domnului medic Alexander vine să suplinească niște goluri, să ofere niște clarități în această problemă. Autorul împreună cu conducătorul său științific, pentru prima oară, au inițiat un studiu complex, axat pe realizarea a unor noi abordări în problematica dată. Teza este expusă pe 136 pagini de text de bază, este alcătuită din introducere, 4 capitole, 5 concluzii, 8 recomandări practice, 219 titluri bibliografice, 3 anexe, 16 tabele, 50 figuri și 2 formule. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 lucrări științifice și 3 inovații. În capitolul 1, capitolul aspectul de fiziologie și patologie sinusului maxilar în cadrul reabilitării implant-protetice, autorul, conform literaturii de specialitate, analizează starea actuală a problemei vizate, prezintă date generale despre sinuzitele maxilare, informații la privitor la particularitățile structurale, fiziologice, fiziopatologice ale sinusului maxilar, specifică că sinuzitele maxilare odontogene constituie o cotă tot mai mare în afecțiunile inflamatorii a sinusului maxilar, descrie detaliat aspectul anatomotopografic al sinusului maxilar, accentuând zonele de interes chirurgical. Evaluează cu bună cunoaștere arhitectonică complexului osteometal și rolul său în realizarea funcțiilor fiziologice și fiziopatologie sinusului maxilar. De asemenea, și multipli factori etiologici ai sinuzitelor maxilare odontogene. Punctează, asta este foarte important, necesitatea examinării permeabilității osteale, a gradului de îngroșare mucoasei sinuzale, subliniind rolul important al tomografiei computerizate cu fascicul conic, care trebuie efectuată preoperator. Examinează datele bibliografice referitor la clasificarea sinuzitelor și elaborând propria variantă de clasificare sinuzitelor. E foarte important, accentuez acest lucru. Expune detaliat opțiunile terapeutice conexe, caracterizând beneficiile și inconveniențele abordurilor chirurgicale endoscopice și endo-orale ale sinusului maxilar. Capitolul 2, materiale și metode de cercetare, efectând un review bibliografic de anvergură și remarcând o creștere esențială a cazurilor de sinuzită maxilară odontogenă, autorul și conducătorul său științific au considerat oportun de a efectua un studiu prospectiv pe un număr semnificativ statistic de 165 pacienți
diagnosticați și tratați pentru sinuzită maxilară în vedere pregătirii preimplantare. Pacienții au fost selectați randomizat în două loturi, primul 65, cărora li s-a efectuat tratament prin abordul endoscopic renosinuzal, și al doilea, lotul martor format din 63 de persoane. Metodele de investigație s-au bazat pe algoritmul uzual de examen clinic, pe cercetări de laborator și funcționale, dar și pe endoscopie optică și examen computer tomografic pre- și post-operator. Autorul a dat dovadă de spirit inovativ, aș vrea să subliniez acest lucru, elaborând propria metodă de examinare prin tomografie computerizată cu fascicul conic, asociată cu rinoscopie endoscopică, metoda pas cu pas, care s-a dovedit a fi eficientă în deosebire în evaluarea permeabilității osteale și prezintă noutate științifică. Sunt expuse tehnicile de tratament chirurgical ale sinuzitelor maxilare. Aici autorul iarăși s-a manifestat prin elaborarea propriilor metode. Îndeosebi metoda aceasta de asanare sinusului maxilar și efectuarea sinusului lifting într-o singură etapă operatorie, prin abord endoscopic, dar și prin abord endo-oral. Sunt aceste variante, aș vrea acest lucru să punctez, variante excelente chirurgicale, care conferă beneficii pacientului și avantaje economice. Rezultatele tratamentului au fost evaluate prin metode obiective, cum ar fi gradul de pneumatizare sinusului maxilar, după scala modificată la Kennedy sau permeabilitatea complexului osteo-miatal. Capitolul 3, tratamentul afecțiunilor sinusului maxilar în pregătire preimplantară. În acest capitol, autorul prezintă analiza statistică a datelor obținute, evaluând eficacitatea fiecarei metode de tratament și diferențele dintre grupele de studiu. Sunt examinați factorii etiologice cazurilor clinice, rolul structurilor anatomice endonazale, în special ale complexului osteometal, în patogeneza sinuzitelor. Se realizează o comparație a ambelor loturi de studiu, conform criteriilor stabilite. Autorul prezintă rezultatele studiilor prin intermediul unei analize statistice detaliate, ilustrându-le prin tabele, prin grafice, prin figuri, prin diagrame foarte reprezentative. Prin eficiența unor cazuri clinice concrete și argumentate corespunzător, se demonstrează eficiența ambelor metode de tratament a sinuzitelor maxilare, recomandându-le pentru utilizare în practică. Totodată, se menționează că chirurgia funcțională endoscopică a sinuselor paranazale este mai puțin traumatică, cu o perioadă de recuperare mai scurtă și reducere durerilor și disconfortului post-operatorii. Capitolul 4, sinteza rezultatelor obținute. Aici s-a efectuat o analiză detaliată a rezultatelor obținute prin comparație cu datele din literatură de specialitate. Autorul identifică posibilele mecanisme, concepte, ipoteze, teorii care ar putea explica diferențele acestea observate în cursul evaluării și trasează concluzii privind valoarea cercetării. O atenție deosebită este acordată modalității de tratament a sinuzitelor în pregătire preimplantară, duratei de vindecare a pacientului, posibilității de augmentare subantrală. De asemenea, autorul prezintă propriile date în acest capitol referitor la tratamentul patologiei sinusului maxilar prin realizarea sinus liftingului într-o intervenție chirurgicală. Astfel, studiul doctoral
prezintă cheie de atitudine terapeutică în fața unui pacient cu sinusită maxilară odontogenă în perioada de pregătire preimplantară. Așadar, teza domnului medic Alexandru, tratamentul afecțiunilor sinusului maxilar în pregătire preimplantară, prezintă un studiu finalizat, punând baza dezvoltării într-o nouă viziune a asistenței stomatologice în domeniul dat. Lucrarea este actuală. Scopul studiului, conceptul de cercetare clar definite și realizate, rezultatele obținute cu utilizarea unor metode de cercetare contemporane adecvate scopului și obiectivelor trasate, prezintă noutate și originalitate științifică. Este un studiu multidisciplinar, complex, metodologic corect și este de o importanță teoretică și practică deosebită. Concluziile sunt argumentate științific, recomandările practice oportune pentru asistența medicală primară și specializată și aprofundează cunoștințele din domeniu cu metode contemporane de diagnostic și tratament la nivel național și internațional. Postulatele esențiale ale tezei sunt suficient expuse în rezumat și lucrările publicate. Lucrarea este scrisă în stil academic, cu un limbaj clar și corespunde cerințelor înaintate de către ANACEC față de perfectare tezelor de disertație. Deci, reieșind din cele expuse, putem constata că teza domnului medic Alexandru, tratamentul afecțiunilor sinusului maxilar în pregătire preimplantară, corespunde cerințelor înaintate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și eu oferă calificativul excelent. Iar domnului medic, e medic să-i se acorde titlul de doctor în științe medicale. Mulțumesc! În continuare, aș vrea să dau cuvântul următorului recenzent, doamnei profesor Agop Forna Doreana. Poftim! Stimat președinte, vă mulțumesc tare mult pentru că sunt alături de dumneavoastră aici. Mă simt extrem de onorată să fiu în această distinsă comisie ca implicat direct, să zic așa. Distins auditoriu, dragi colegi, felicitări domnului doctorand. Și în continuare vă voi prezenta recenzia mea asupra tezei de doctorat cu tema tratamentul afecțiunilor sinusul maxilar în pregătirea preimplantară domnului doctor Migic Alexandr, doctorand absolvent, catedra de chirurgie oromaxilofacial și implantologie orală Arseni Guțan în specialitatea stomatologie 32301 pentru inițierea procedurii de susținere a tezei de doctorat în științe medicale în cadrul OSAMF F. Nicolae Testemițanu. Subsemnata profesor universitar dr. Agop Forna Doreana, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, în calitate de referent științific al tezei, am analizat lucrarea de doctorat în științe medicale și am ajuns la următoarele concluzii. Teza supusă evaluării tratează cu un subiect de cercetare actual, destul de complex și indiscutabil din punct de vedere al aplicabilității clinice. În practica stomatologică, reabilitarea implantoprotetică a devenit o metodă de elecție în reabilitarea pacienților edentați, metoda cel mai des utilizată de augmentare osoasă în zonele laterale ale maxilarului superior este intervenția de sinus lifting, care și-a dovedit evident eficiența sa înaltă și predictibilitatea în timp. Teza este structurată tradițional, evidențând compartimentele principale ale cercetărilor științifice de acest gen și cuprinde 136 de pagini de text imprimat, 219 de surse biografice, 50 de figuri, 16 tabele și 2 anexe care ilustrează elocvent și clar subiectul tratat.
Scopul și obiectivele tezei sunt bine formulate, reieșind din necesitatea evaluării metodelor optime de tratament a afecțiunilor sinusului maxilar în pregătirea preimplantară și elaborarea recomandărilor de către inserarea implantelor dentare endo-osoase cu interesarea sinusului maxilar operat. Obiectivele cercetării au constat în elaborarea metodologiei de examinare clinică și paraclinică a pacienților cu indicații către operații de sinus lifting, studiul avantajelor și dezavantajelor tehnicilor chirurgicale existente pentru pregătirea preimplantară a pacienților cu afecțiuni ale sinusului maxilar, aprecierea rolului complexului osteomietal în planificarea tratamentului chirurgical la pacienții cu patologia sinusului maxilar, aprecierea rolului devierilor anatomice a structurilor endonazale în tratamentul sinusitelor și în planificarea sinus liftingului la pacienți cu patologia sinusului maxilar, elaborarea metodei de asanare a sinusului maxilar în combinații cu sinus lifting într-o etapă chirurgicală prin acces endobucal. Domnul dr. Mighic Alexandru a efectuat studiu clinic controlat cu selectarea randomizată a pacienților pe un lot alcătuit din 128 de pacienți structural astfel. Lot de studiu 65 de pacienți candidați la sinus lifting cu prezența patologiei a sinusului maxilar, la care s-a efectuat asanarea funcțională endoscopică a sinusului maxilar și ulterior reabilitarea implantoprotetică. Lot de control 63 de pacienți la care s-a efectuat tratamentul chirurgical după Cadven-Look, modificat și reabilitarea implantoprotetică ulterioară. Loturile de studiu au fost comparate după următoarele criterii de rezultat, aprecierea scalei Ludwig-Kennedy, aprecierea stării complexului osteomietal, aprecierea grosimii mucoasei sinuzale, persistența durerii postoperatorii pe zile, durata intervenției pe minute și durata vindecării în luni. Prezența și lipsa, bineînțeles, a defectului peretelui anterior a sinusului maxilar. Noutatea și originalitatea științifică a tezei oferite spre apreciere a constat în elaborarea metodologiei pas cu pas a rinoscopiei diagnostice a pacienților candidați la sinus lifting, elaborarea algoritmului examinării CBCT-ului pas cu pas a pacienților candidați la sinus lifting. În premieră, autorul tezei a descoperit că blocarea complexului osteomietal în cazul sinuzitelor maxilare de obicei este secundară și are loc din cauza creșterii edemului membranei sinuzale. De asemenea, a demonstrat că devierile anatomiei a structurilor endonazale sunt factori importanți, dar nu cei determinați în patogeneza sinuzitei. Pentru prima dată a fost elaborat accesul endooral osteoplastic către sinusul maxilar. În premieră, doctorandul a propus metoda de tratament al sinuzitei fungice în combinații cu sinus lifting prin acces endooral. Rezultatele studiului sunt aplicate în lucrul curativ, procesul didactic de instruire la Catedrii de Chirurgie Oromaxilofaciale și Implantologie Arseni Cuțan. La tema cercetării, autorul a publicat 2 articole cu impact factor, 4 articole în reviste cu categoria B, 3 articole în reviste cu categoria C, 3 rezumate în lucrările conferințelor științifice internaționale și o publicație fără coautor, 2 certificate de inovator. Studiind detaliat materialele prezentate, structura lor ca teză de doctorat în științe medicale, volumul cercetărilor executate de autor, semnificația metodelor folosite în cercetări și analiza rezultatelor obținute, am ajuns la concluzia că lucrarea în cauză este o cercetare științifico-practică, având concluzii obiective, concrete, ce elucidează obiectivele trasate. Volumul investigațiilor efectuate, nivelul lor științific, aportul domnului dr. Mighic Alexandru în rezolvarea problemei cercetate, implementarea rezultatelor în practica cotidiană a medicilor stomatologi și a procesului de studii permite de a considera că lucrarea corespunde cerințelor față de tezele de doctorat în științele medicale și poate fi apreciată cu calificativul excelent și merită acordarea gradului științific de doctor în științe medicale. Felicită domnului doctor, doctorand, felicitări îndrumătorului, felicitări comisiei și cei care au stat alături de tine să elaboreze asemenea teză de doctorat, chiar foarte practică în cadrul nostru, al medicilor stomatologi. Felicitări din nou! Mulțumesc mult, domnule profesor, mulțumesc că ați acceptat să vină la Chișinău.
toată dragostea. Suntem prieteni. Felicitări. Mai bine. Mulțumesc tare mult. Următorul referent este domnul doctor în științe medicale, Zobolotnoi Dumitru. Poftim. Stimate domnule președinte, onorată asistență, stimați colegi, am asistat la o prezentare foarte frumoasă a unui lucru aprofundat asupra tezei de doctor în științe medicale. Pe această cale doresc să-l felicit pe competitor pentru finish-ul spre care a atins atâția ani. Lucrarea lui este o lucrare valoroasă, ceea ce a abordat accesul mini-invaziv în practica stomatologică, chiar și optimizarea abordului intraoral care l-a propus dumnealui, iarăși atins pentru aceea ca să facă invenția care a propus-o pentru mini-invazivitate. Consider că teza lui va fi de bun ajutor și ca un material de lecție pentru medicii practicieni în alegerea abordării, soluționării acestei probleme. Țin încă o dată să-l felicit, să-i urez succes pentru mai departe. Felicit și conducătorul științific cu încă o rândunică pe tărâmul științific. Îi doresc mult succes. Noi, doctoranți, creștere profesională și sperăm să fim prezenți și la alte niveluri de creștere a domnului Mighic. Vă mulțumesc! Conform regulamentului, deci anunț discuții deschise, toți care sunt în sală puteți să vă expuneți asupra temei de cercetare. Poftim! Da, domn decan, poftim! Domnul decan Oleg Solomon. Decanat. Mult stimat președinte, mult stimați recenzienți, stimați profesori, stimați studenți, rezidenți, vicedecani, șef de catedră. Sigur că este astăzi o sărbătoare destul de frumoasă pentru, numai pentru facultate, pentru universitate, pentru familie, dar și este o sărbătoare a catedrii, în primul rând. Vreau să spun că asta a discutat o temă destul de interesantă în ce privește implantologia orală, cum ați așteptat toți să vadă implante osoase, dar este o medicină stomatologică. De asta și se numim stomatologi. Da? Fiindcă ceea ce a ratat astăzi competitorul este o intervenție în aparatul dentomaxilar, în aparatul complex dentomaxilar, în care noi, pe urmă, să nu avem probleme cu cele, deci, lucruri care le facem mai departe după ce se face această intervenție chirurgicală. Chiar și dăună, domn președinte, am avut un caz de, nu că malpraxis, pur și simplu s-a intervenit o pacientă că s-a introdus un molar în sinusul maxilar, da? Și s-a infectat sinusul maxilar. Practic, chiar am avut această discuții cu pacienta împreună cu medicul, împreună cu radiografiile făcute, când maxilarul era infectat, practic dintele 6 era în sinusul maxilar și toate intervențiile care au fost după aceasta, clar că pacienta a început a face gălăgii, deci a infectat sinusul. Deci, practic, toate aceste lucruri care le-a arătat astăzi domnul competitor, domnul Alexandru, domnul, a să-i spunem mai departe cine e el, doctor în știință sau ce să hotărască comisia. Deci ne-a arătat astăzi că într-adevăr există lucruri care ar fi necesar să fie întrebuințat pacienților care au probleme sinusale. Care au probleme sinusale până la
intervenția implantologică până la intervenția protetică. Deci este un lucru foarte important, foarte frumos, foarte bine argumentat, medical, științific și clar că nu putem să spunem că nu a fost practic. Da, poate avem obiecții fiecare. Eu, de exemplu, am obiecții de sine s-a spus despre domnul profesor că a lucrat atâția ani asupra acestei teme, de la început în actualitate, da? Poate puțin ceva mai științific am vrut să mai văd în această teză, dar a fost o teză destul de bună, implementată, arătată și vreau să felicit competitorul, vreau să felicit conducătorul, catedra și toți noi care, într-adevăr, astăzi avem în fața noastră așa o teză. Vă mulțumesc! Poftim, cine mai vrea să ia cuvânt? Văd că domnul conferențiar Zanoagă vrea să spună ceva. Am vrut, dar am fost impus. Bună ziua, stimate președinte, stimate decan, stimați profesori, stimați colegi, astăzi suntem martori la o susținere destul de frumoasă și tema abordată este destul de interesantă prin faptul că această abordare sau această intervenție de creștere a oferte osoase în zonele laterale ale maxilarului superior este efectuată foarte frecvent de către chirurgii maxilofaciali sau dentoalveolari și atunci când pregătirea preprotetică sau preoperatorie undeva la o etapă eșuiază, atunci e clar că sunt foarte mari riscuri de complicații postoperatorii. Și doctorandul a arătat foarte bine că totuși dintre aceste două metode nu trebuie de exclus nici metoda clasică tradițională de asanare sinusului maxilar Calvin Look și totodată a arătat și avantajele metodei minim invazive. Vreau să spun că această viață noi toți suntem temporari și când a venit domnul doctorand de la Briceni a fost un noi, eu atunci eram tot doctorand sau rezident și Alexandru așa mic cum el, dar s-a văzut foarte multă energie întrânsul și a vrut să studieze, s-a implicat, chiar și operează, cum se spune la noi, da? Dar momentul care că știința este știință, de fapt, nu are nimic cu partea curativă, hai să spunem așa, dar aici chiar avem trei în unu, adică și un medic talentat, un savant și un familist foarte bun. Vedem componența, trei copii, unul în așteptare încă. Vreau să felicit întreaga familie Migic cu această mare realizare. Vă doresc mulți ani, sănătate și toate cele bune. Mulțumesc de susținere din Cadeaua Bancă Universității. Mulțumesc de toate gărzile, mulțumesc de toate seriile petrecute împreună, pentru primele suturi, pentru tot. Mulțumesc, Ioan. Poftim, mulțumesc. Cred că nu putem să mergem mai departe. Domnul profesor Borlacu, dumneavoastră ca un mentor, cred că aveți ce spune pentru tânăra generație. Dar noi sunteți.
Bună ziua! În primul rând, mult stimate domnule președinte, ați organizat astăzi susținerea publică acestei teze la aprecierea Brivo, cu adevărat foarte frumos, mai mult decât atât, s-ați interzis aplauzele, după aceea tot dumneavoastră a spus trebuie aplaudat. Ei, mă rog, așa se întâmplă în așa ședințe deosebite. Vreau să spun că e o teză cu adevărat deosebită. Pe mine mă interesează că a fost patofiziolog, care e etiologia și patogeneza apariției acestei nefericiri atacând sinusul, sigur că maxilei, sigur că maxilei, maxilarul așa-i primit, domn profesor îi primit în toată lumea așa să-i spuie, dar e o minune ce a făcut dumnealui, cu adevărat e o minune și bravă, are o străduire deosebită, a determinat că mare deosebire în factorii etiologici nu sunt și acolo și acolo, microflora e aceeași. Pe mine și mă mai bucur, eu mă uit la Dumitru, conducătorului. Bravo! Tu prelungești, Dima, învățătorul tău. Tu îl prelungești pe Arsen Mărș Guțan, de la care s-au pornit aceste cercetări fundamentale și îl duci mai departe. Așa că ți-ai pregătit un ucenic, sigur că te ajută șeful catedrii foarte mult și nu încerc să precizez multe lucruri. Eu vreau să le mulțumesc și recenzenților oficiali. Au făcut o minunăție. Eu pe domnul Maniucă îl știu de mulți ani, dar ce analiză are el capacitate de a o face, am simțit că și dumnealui îi place patofiziologia. E un lucru extraordinar. De aceea eu vreau să-l fericit. Alexandru, sincer din suflet, pentru că disertația s-a văzut-o și pe la seminar, am lucrat cu dânsa, ai făcut o minunăție. Brava, brava. Și ce pentru mine ca savant, datele statistice prezintă veridicitate. Iată, asta are o mare semnătate. Drept în știință se poate și statistic neveridic și veridic, dar în principiu majoritatea celor 5 concluzii are în bază veridicitatea statistică. Asta vorbește despre o știință foarte mare. Din suflet fericit, îți doresc mult sănătate, spor la muncă și adaug, să nu te oprești la aceasta. Domn președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc că m-ați chemat aici. Poftim dacă cineva mai vrea să ia cuvântul, dacă cineva se gândește sau se pregătește, conform regulamentului, membrii comisiei de doctorant sunt obligați ca să ia cuvântul. Și până altcineva se pregătește, dăm cuvântul domnului conferențiar Dumitru Sârbu, ca conducător a tezei de doctorat. Stimate domnule președinte, dragi prieteni, distinși oamenii societății noastre, ilustri savanți, deci am o deosebită plăcere să stau acum în fața dumneavoastră. Am să vorbesc foarte mult, dar mă stăruiesc să fiu cât mai succint, pentru că teza aceasta, practic, deci, o cunosc din rădăcini. Vreau să spun că astăzi domnul Alexandru a prezentat roadele muncii de o perioadă îndelungată, dar nu este doar numai munca proprie, este o sinteză din trecut, este o sinteză a cunoștințelor acumulate până în prezent, la fel cum unele strategii din istorie se utilizează și până în prezent, strategii demografice, militare, strategii economice, la fel se vor utiliza și în viitor. Așa că a captat dumnealui toată informația transmisă inclusiv și de predecesorii noștri. Și aici aș vrea să mă opresc la istoria tezei respective. Deci a fost o inițiativă din partea profesorului, regretatul profesor Topalo, care deci ne-a spus cum să facem să s-a întrebat cum să facem să acordăm asistență medicală la cât mai multă lume.
Unii acaparează teritorii, NASA vrea să ne populeze pe Marte, iar noi, medicii, vrem să lărgim indicațiile pentru ca să acordăm asistență medicală cât ori mai mult pacienți. Respectiv, ne amintim când erau inserate implante doar la categorie aparte de pacienți cu ofertă osoasă suficientă, patologia sinusului maxilar nici nu se lua în considerație. Și atunci ne-am adresat cu domnul profesor Topală, domnului profesor Maniu, că am fost la dumnealui atunci și dumnealui ne-a spus: cum vreți să intrați în sinusul maxilar? Doar funcțiile le deteriorăm. Ei, am venit noi cu dovezi și, cum se spune, medicina bazată pe dovezi, hai și-o încerca. Dumnealui a salutat această inițiativă, dar a spus: să vedem. Când o să aveți careva cercetări, să veniți să mi le arătați. Ei, așa am făcut noi și profesorul Topal zice: păi, dar trebuie cineva care se ocupe cu întrebarea asta. Între timp apare și Alexandru. Uite ce întrebare este. Da, dar parcă tot e cunoscut, tot e știut. Să știți că nu tot e cunoscut, nu tot e știut. După asta, domnul Suharski a venit cu inițiativa de endoscopie. Și primele încercări a noastră erau așa: hai să cumpărăm, pentru că e scump aparatul ăsta. Hai să cumpărăm întâi sistemul de iluminare, sistemul optic. Ei, și când l-am văzut într-o zi pe Alexandru, zic că eu l-am cumpărat. Cum așa? Ei, asta am vrut să spun, că atât de dornic era de studiu și de insufla și să arunca în lupta asta de cercetare științifică. După asta au fost foarte multe discuții, am participat și la diferite întruniri. Domnul Cabac Vasile la fel ne-a susținut, ne-a dat unele recomandații, ca până la urmă să apară o lucrare atât de împlinită. Deci, în privința tezei, nu aș vrea să mă opresc, pentru că, cum spunea regretatul profesor Lupan, pagina 48, alineatul 1 de sus, spune așa. Deci, la fel cunosc și eu practică de a fi rapăr, cum spune, deci toată lucrarea. Vreau să spun că e o lucrare într-adevăr muncită. Alexandru a dat dovadă de o student, doctorant, sârguincios. A lucrat cu prisosință în a demonstra lucru pe care și l-a pus în scop. Deci, consider că teza este realizată pe deplin, corespunde tuturor rigorilor regulamentului dat, iar doctorandul Alexandru Mighic merită pe deplin acest titlu de doctor științe medicale. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult, Mihanici. Mi se că asta mai mare merită dumneavoastră decât a meu, că teza aceasta deja s-a finisat. Mulțumesc de toate sfaturile, mulțumesc de tot. Mulțumesc frumos. Poftim dacă cineva vrea să mai ia cuvântul. Fiindcă dacă nu, eu iau cuvântul și după mine nu mai ia nimeni. Așa că... Mulți stimați membri a Comisie de doctorat, stimați colegi, medici, se vede cât de stimabilă este personalitatea doctorantului în societate, fiindcă foarte rare ori găsești sala plină, sunt câteodată că aici nu s-ajung scaune, dar sunt câteodată că sunt scaune în plus. Asta ne arată și actualitatea temei, cât ea este de actuală, obiectivele care au fost trasate asupra tezei și cercetările care au fost efectuate de toată echipa, unde a întrunit medici savanți de talie înaltă, ceea ce ne arată și demonstrările, fiindcă foarte mulți când merg la o cercetare vreau să găsească ceva măreț,
dar totuși vedeți că se poate de efectuat cercetare chiar dacă noi nu primim ceva deosebit, dar totuși vedem o comparație între tehnicile, fiindcă înainte, acum, cu la începutul tezei, deci și dumneavoastră credeați că endoscopia va fi tehnica cea mai bună, cea mai aleasă. Dar totuși, după cercetări, s-a văzut că nu trebuie de uitat și de ceea ce a fost propus cu mulți ani în urmă despre sinusotomia totală, dar are loc de a efectua diferite modificări și foarte bine, cum ați demonstrat în tehnicile propuse de colectivul catedrei, că se poate de păstrat peretele anterior a sinusului maxilar, nu-i numai decât de-l frezat, de-l șlefuit și pe urmă să așteptăm să crească ceva acolo, dar el se poate de-l reutilizat, de-l fixat și era bine dacă se fixa cu o plăcuță de osteosinteză, cu niște șuruburi monocorticale, eu cred că încă mai bine aveți să stabilizeze, dar asta pe viitor o să o faceți. Totodată, tehnica de abordare sau de evacuare a conținutului din sinusul maxilar și imediat de efectuat intervenția de adiție osoasă, ceea ce ne scurtează cu mult durata de tratament care o dorește fiecare pacient care vine la noi în clinică, fiindcă în altfel deci tratamentul sau reabilitarea implantoprotetică în sectoarele posterioare trebuia să prelungească un an, un an jumate și poate mai mult. Dar așa, deci prin tehnicile propuse, ați făcut așa ca imediat să poată de efectuat și adiția osoasă, imediat de instalat implantele și o reabilitare implantoprotetică, nu peste 20 de luni, dar peste 6-7 luni, care, clar lucru, este un rezultat destul de pozitiv pentru pacienții noștri. Deci, eu n-aș vrea să vă rețin, într-adevăr, este o lucrare finalizată, deci corespunde tuturor criteriilor de cercetare, are scopul trasat destul de bine și obiectivele trasate conform scopului, deci concluziile generale corespund obiectivelor și, în ultimul rând, aș vrea să spun că și doctorantul corespunde gradului sau titlului de doctor în medicină, în științe medicale, numai după promisiunea că se reîntoarce înapoi la catedră. Deci, cum noi am vorbit, da? Ți-am dat voie, ți-ai îndeplinit trei obiective în viață, da? Primul, copilașă, o familie mare, patru copii. A doilea, deci, cabinetul, care lucrează în el cu satisfacție. A treia, teza, și a patru, reîntoarcerea la patria mamă, fiindcă cine o să-ți învețe ție copilașul dacă toți o să fugim de la catedră? Da, e mai ușor în cabinete, dar nu putem fugi toți de la catedră. Așa că înapoi, aici, uite, vezi, Alina, o să dai, dă-i voie, așa că de azi înainte te reîntorci înapoi. Succes, numai bine! Da. Felicitări. Deci, la finalizarea procedurii de susținere a tezei, sunt obligat să, ca în baza rapoartelor pozitive ale membrilor Comisiei de Doctorat, să propunem următoarele, da?
prima propunere care este, este de a aproba teza de doctor în științe medicale cu tema tratamentul patologiei sinusului maxilar în pregătire preimplantară, program de doctorat 32301 stomatologie, a domnului absolvent al doctorantului Migic Alexandru, 2. A acordat titlul de doctor în științe medicale domnului doctorant Migic Alexandru și venim cu propunerea, după ce am primit toate avizele la membrii comisiei, ca să atribuim tezii calificativul de excelent. Poftim, punem la vot toți membrii comisiei. Se votează deschis. Da, toți 5 pro, îmi dați voie la moment să citim hotărârea comisiei de doctorat, dar ca să nu vă iau mult timp, aș vrea să-mi dați voie să citim numai rezumatul, da, de la urmă, hotărârea. Teza include elementele de originalitate, o bibliografie extinsă care acoperă cele mai recente cercetări din literatura de specialitate și un material iconografic bogat care elucidează experimentele proprii și utilizează tehnici de înaltă precizie științifică. Aceasta este o lucrare științifică valoroasă și pertinentă, care contribuie la avansarea cunoștințelor în domeniul stomatologiei. Pentru tema cercetării, stați că eu nu așa, eu citesc, mă scuzați. Mă uit. Dar așa e când de pe... În temeiul celor menționate anterior și conform articolului 166 și articolul 167 ale regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclu 3, HG numărul 1007, din 10-12-2014, confirmăm că lucrarea este o cercetare științifică finalizată, originală, elaborată la baza cercetărilor proprii și considerăm că absolventul doctorantului școlii de doctorat Migic Alexandru îi se confirmă titlul științific de doctor în științe medicale, iar tezii îi se atribuie calificativul excelent. Confirmat unanim prin vot deschis de către cei 5 membri a comisiei de doctorat prezent. Acum aș vrea să-i dau cuvânt domnului doctorant pentru a expune doctor în științe, da, deja, doctor în științe. Aș dori să mulțumesc universitatea noastră, condusă directorului Emil Cibanu și întregul corp didactic care mi-au însuflat dragoste față de medicină. Sincer, mulțumiri facultății de stomatologie, care m-a ajutat să înțeleg spre ce trebuie să tind. În special catedra mea îndrăgită de chirurgie oromaxilofacială și implantologie orală condusă de profesor universitar, dr. Habilitat științe medicale Kerry Nicolae, care mi-a dat gazdă unde am crescut în plan profesional. Mersi mult colegilor care au împărtășit cu mine experiența sa valoroasă. Mă închin profesorul Topală și Șcerbătiuc pentru susținere și inspirație. Timp îndelungat au fost un exemplu pentru noi toți și ne-au îngrijit ca pe niște copii. Veșnică lor, amintire, vă duc dorul. Desigur, principalul mentor și sprijin pe tot parcursul acestui lung drum a fost conductorul meu, științific Sârbu Dumitru. Vă mulțumesc enorm de contribuință, nu numai în plan profesional, dar și personal. Mulțumesc pentru libertatea în crearea disertației, pentru susținere în momente dificile. Am reușit acest lucru împreună.
Aș dori să mulțumesc angajații secției de chirurgie oromaxilofacială, în special domnului Crivolubic Alexandru. Asta Nicolaici, ați crezut în mine mai mult ca eu în mine însumi. Fiecare gardă a fost valoroasă și extrem de utilă. Îmi aduc aminte de în fiecare zi de dumneavoastră. Domnul Zanagă, domnul Suharski, mulțumesc de susținere și primii pași în spitalul de urgență și în știință la fel. Domnul Caldărar, Sokolov, doamna Arbus, vă mulțumesc pentru tot. Apreciez enorm munca dumneavoastră. Și cele mai călduroase mulțumiri familiei mele unite, care mereu au crezut în mine și m-au permis să nu ucidez în clipile de disperare. Voi sunteți motivatorii mei și sprijinul meu. Mulțumesc tuturor care au venit astăzi să mă susțină. Fiecare invitat este special pentru mine. Mulțumesc că v-ați sacrificat timpul prețios. Stimați membri a comisiei, stimați colegi, după cele expuse, dați-mi voie ca să felicit și eu Universitatea de Medicină Nicolae Testimețano, Facultatea de Stomatologie, în frunte cu decanul, cu vicedecanei, deci Catedra de Chirurgie Oromaxilofacială, cu un nou savant, cu un nou titlu, cu un nou doctor în medicină, care credem noi că de la Ana Cec nu o să fie schimbări, propunerea noastră o să fie luată în seamă. Și vă felicit pe toți, fiindcă cei care au fost astăzi în sală, eu cred că ați avut câte ceva ce lua. Cu aceasta vreau să zic că ședința noastră se declară închisă. Sănătate!